19 cazuri de boală diareică acută în județul nostru. Un caz diagnosticat și raportat de către medicul de familie și 18 cazuri diagnosticate, internate și raportate de către spitalele din județ. Laboratoarele de analize medicale au raportat efectuarea de analize microbiologice într-un total de 248 probe biologice. Boala diareică acută reprezintă una dintre cauzele principale de îmbolnăvire și deces printre copii, în special în țările în curs de dezvoltare. Sindromul diareic infecțios reprezintă emiterea rapidă de scaune lichide. Sindromul diareic însumează volume mari de pierderi lichidiene, până la 20 de litri în 24 de ore. Pierderile de lichide pot conduce la dezechilibre hidroelectrolitice, însoțite de tulburări hemodinamice grave, precum colaps cardiovascular cauzatoare de deces. Cauzele principale de îmbolnăvire a bolii diareice acute sunt reprezentate de apa potabilă contaminată, condiții insalubre în producerea, transportul, păstrarea, prelucrarea și comercializarea produselor alimentare, nerespectarea normelor și regulilor sanitaro-tehnice, igienice în unitățile de alimentație publică, în instituțiile preșcolare și preuniversitare și îndepărtarea și neutralizarea defectuoasă a rezidurilor lichide și solide. Sindromul diareic este însoțit frecvent de dureri în abdomen, greață și balonări.